485, 486. Exact, am revenit în direct. Hai că am învățat să nu mai aveam un pic și ajungeam la 500. Mergem la următorul invitat care a șocat pe toată lumea când a declarat că nu mai vrea să mănânce cadavre. Bă, nene, stați un pic, că nu e canibal omul. El se referea la produsele animale, nu vă speriați. A devenit vegetarian, asta vrea să ne spună celebrul Mihai Treistariu. Am citit, Mihai Treistariu, șoc, nu mai mănânc cadavre. Păi de ce nici șoc? Nu știam despre tine că mănânci cadavre. Ce ți se pare șocant? Dar de ce le ești cadavre? Bine, le-am zis așa, asta era în fraza a șaptea, când am început așa, am postat. Da, am luat o decizie lunea trecută să devin vegetarian. Eu am mai fost vegetarian în 2009, timp de un an de zile, am vrut să văd cum e, citisem că sunt beneficii destule. Bine, motivul meu principal este că iubesc animalele și asta e esența devenirii mele. Alții o fac ca să slăbească, alții... sunt bolnav de cancer, da, și le recomand doctorul. Nu iubești animalele astea de când ești mic? Ba da, da. De aveam de multe ori intenția, dar știi, mai e o poftă, vrei o rață, vrei o friptură, știi, și nu te poți abține. În 2009 am fost timp de un an vegetarian, am tot așa, se dăduse legea cu eutanasierea câinilor, am făcut eu un fel de protest cu mai mulți oameni și după aia am decis să devin vegetarian. Asta a fost decizia mea și nici nu vreau să îndemn pe cineva să mă urmeze, că nu asta e intenția mea. Eu am ales așa din motivele mele, bineînțeles. Am citit ulterior și am tot descoperit citind pe Google că sunt multe beneficii, că poți să slăbești mai ușor, că ești mai sănătos, că cancerul nu mai intră în tine și nu se mai desfășoară așa cum vrea el. Pentru că, într-adevăr, cine mănâncă fructe și legume, elimine puțin din boli, diabetul nu mai intră. Sunt beneficii. Slăbești simplu. Și adică, de exemplu, în 2009, am început de luni, luna cealaltă, deci sunt vreo 10 zile, te simți mai bine, ești mai energic, nu mai dormi la prânz, eu picam pe la ora 2-3, trebuia să beau o cafea, că altfel îmi cădea capul de oboseală. Și deci, simți beneficiile astea și după o săptămână de când ai redevenit vegetarian? E clar, clar asta. Nu sunt încă vegan, cum sunt unii extrema extremelor. Eu apreciez pe cei care reușesc asta, s-ar putea să ajung vreodată, nu știu, acum nu știu cât mă ține, eu vreau să mă țin o viață întreagă. Mai ai o relație bună cu fostul coleg de trupă, Costi Ioniță? El tot așa aici. Pentru că el a fost vegetarian vreo 7 ani, după care a devenit vegan. Uite, o să iau legătura cu el. Mi-am amintit că ai dreptate. Nici nu m-am gândit la el în secunda în care m-am apucat. El își tot postează, ai dreptate. Își postează restaurante vegane. Spune cum ar fi din vegetarian, a devenit vegan și tu la fel povestește de beneficiile pe care le are această transformare. Sunt celebrități care n-au reușit. De exemplu, știu că de Narcisa Suciu că i-a căzuse părul sau ceva după vreo 15 ani. Am citit prin presă. Și a renunțat să mai fie vegetarian. Deci unii... probabil nu-și asigură sau nu-și aduc organismul la maximum de minerale, vitamine. Trebuie să te duci totuși să suplinești cumva. Citeam că cei care devin vegetariani nu mai au vitamina B12. Trebuie să o suplinești cumva. Și atunci ori o iei din pastile, ceea ce nu sunt adeptul, ori găsești alimente sau da, îți faci alimentația de așa natură încât să o suplinești pe sau vitamina D. Decizia asta ta luată la câți ani? Câți ani ai acum? Acum 40 de ani. Cât? 42. 42, mulți înainte. Este și pentru că ți-e teamă de îmbătrânire? La un moment dat spuneai că vegetarienii observ că au Nu, asta spuneam, sunt unii care aleg pentru asta, vor să trăiască mai mult. E adevărat, oamenii de știință spun că un vegetarian trăiește cu, în medie cu 6 ani mai mult decât un carnivor. Veganii chiar se duc mai mult, ajung veganii să trăiască și cu 20 de ani mai mult decât un carnivor. Mă rog, pentru că depinde și de bine, părerile sunt împărțite, dar nu le putem calcula la precizie maximă, dar specialiștii au stat și au calculat acolo și au făcut niște socoteli. Pentru că eliminăm toxine, carnea are o grămadă de toxine. Citeam odată că animalul ucis secretă niște toxine, niște otrăvuri pe care noi le mâncăm și atunci noi rămânem și cu partea energetică nasoală și atragem în viața noastră lucruri rele, că a mâncat animalul care a murit în chinuri sau știu eu cum a fost ucis. Deci sunt multe motive să te faci vegetarian, dar repet, nu am venit să spun oamenilor să se facă vegetarieni, nu asta e mesajul meu. Eu am făcut un protest din nou pentru că share-uiesc pe net, pe Facebook sau pe Instagram tot felul de filmulețe cu animale schingiuite, cu cum sunt ele îngrijite sau neîngrijite, chiar și circurile au început să fie interzise cu animale. Înțeles că și tu în casă, dacă ai vreun țânțar sau vreo muscă... Ai înțeles bine, da. Nu? E adevărat, încerci să o prinzi într-un borcan?
apoi o scoți, nu? Sau... Da, asta e puțin nebunesc. Am ajuns la extrema asta în care îmi place să văd că orice ființă are viața ei și trebuie protejată. Și atunci dacă vine un țânțar, deși am plasă la geamă, dar se spune că să strecoară o muscă o dată pe an, nu reușesc să o omor. Efectiv, nu o omor, o iau într-un borcan, râde lumea de mine, știu. O iau cu borcanul și o arunc pe geam sau pe hol sau cu un păiaj. Am găsit o dată în mașină un păiaj, nu știu cum s-a strecurat, și făcuse o pânză într-un colț și la fel, n-am putut să-l omor. Am căutat o soluție să-l arunc în iarbă. Deci, e adevărat că am nebunit, dar nu știu, mi se pare că viața trebuie prețuită. Cred, dacă asta te face pe tine să te simți bine și să îți dea o liniște. Eu nu văd ceva rău în asta. Eu sunt sufletist de fel și nu îmi place să văd chinuri. Dar vezi, simt mai mult pentru partea de animale. Omul, mi se pare în mintea mea că el se descurcă oricum. Animalul nu are ajutor și de-aia simt eu că animalele trebuie protejate. Decizia mea are legătură strictă cu viața animalelor. Îmi vine să nu le... Tu știi ce mi-a trimis cineva recent, că de o săptămână de când am anunțat, m-au și contactat Asociația Veganilor din România, vor să-mi dea o masă, să-mi arate cum să mănâncă vegan, o să merg să mă întâlnesc cu ei. Dar mi-a trimis cineva un articol și am rămas înmărmurit, un om, un vegetarian, faptul că nu mai mănâncă animale, salvează în jur de 400 de animale pe an. Hai să spun cum. Sunt în jur de 34 de animale terestre, găini, porci, da? Asta mâncăm noi într-un an. Mâncăm în jur de 219 pești și 157 de scoici și crustacee. Și dacă faci un total, este aproape 400 de ființe vii într-un an. Și aia pe mine m-a impresionat și mai tare. Deci eu am salvat în clipa asta 400 de ființe. Dacă s-ar mai face unul vegetarian, încă 400. Și imaginează 10 oameni au salvat 4.000 de ființe. Știu că e ridicol, dar m-a impresionat articolul ăsta și așa e. Sunt până la urmă niște vietăți, dacă noi le omorâm. Dar e adevărat, unii nu pot fără carne. Am prieteni care au zis, frate, eu da, nu pot. Dacă nu mănânc carne la masă, nu pot. Tu de o săptămână și ceva ai trecut la regimul ăsta, de, la stilul ăsta de viață, că e un stil de viață la urma urmei de vegetarian. Dacă nu mai simți un miros de grătar? Sau... Să știi că n-am pofte, nu. Și am pe 1 mai, în fiecare an mă duceam cu prietenii la grătar. Da? Da. Și celebru mic carne. De 1 mai. Normal. Acum, eu am o școală de muzică în Constanța și mi-am propus, am fost și anul trecut cu ei și normal că am mâncat grătare, da? Dar mi-am jurat că anul ăsta îi scop pe toți la grătar și sunt o grămadă de ele cu părinți și eu am să rezist mirosurilor și tentațiilor și am să mă aduc de acasă sau o să mănânc salata, nu, roșii, castraveți sau mi-aduc ceva de acasă într-o casoletă ca să le dau un exemplu că pot să continui cu toate mirosurile din jur. Că până la urmă ispitele sunt mari. Dar reușești dacă îți propui ceva. Dar să știi că ești complice la crimă, la animale, dacă stai cu elevii care mănâncă carnea. Eu sper să se ia după mine și unii oameni, nu îndemn neapărat, dar eu sunt convins că, uite, spuneai de, e adevărat că te întinerește puțin la față, chiar cu vreo 10 ani citeam, pentru că toxinele aflate în carne ne îmbâxesc un pic fața de grăsime și se pare mai îmbâxiți. Odată ce ai scos toxinele, ți se întinde fața, efectiv, și arăți un pic mai tânăr și îți convine. Da, ți-e frică de îmbătrânire? N-am făcut o psihoză din asta. Nu sunt acum nebunit să trăiesc 1000 de ani. Cum era taică-mea. Taică-mea a vrut să trăiască 150 de ani și săracul a murit la 68. Și mânca de pe la 28 de ani. Cred că moștenesc o nebunie de-a lui. Pentru că de la 28 de ani mânca numai fasole, numai grâu încolțit. Deci prepara prin casă tot ca să trăiască o veșnicie. Și l-a năpădit un cancer pe la 68 de ani. Și... doctorul care le-a făcut analizele a zis, doamne, l-a întrebat-o pe maică-mea, zice, ce a mâncat omul ăsta toată viața, că are un organism de 20 de ani? Și maică-mea a zis, a mâncat foarte sănătos, nu mânca prăjel, nu mânca prostii. Și uite, totuși, tot a nimerit un cancer, nu era vegetarian, dar mânca foarte sănătos. Și văd că psihoza asta am prins-o și eu și nu cred că e rea. Eu cred că e benefică. Și dacă faci totul calculat și cu cap și nu în extreme, că acum nu fac tabele, când făceam sal aveam cu caloriile, cu 3 grame de alea, cu 10 grame, nu vreau să fac o psihoză din asta. Vreau să trăiesc sănătos, să salvez niște animăluțe. Vorbești cu un nutriționist, pentru că e important să știi să-ți iei proteinele și minerale și ce are nevoie corpul din acum. Alimente. Am citit asta pe povesteam net. Cu Costioniță, acum vreo 2 săptămâni am întâlnit cu el și povestea că știe foarte bine cum să-și dozeze alimentele. Cred că am să consult un nutriționist, deși nu știu care e cel mai bun. Știi că aici e o problemă, că toată lumea e nutriționistă azi. Și atunci nu știu la cine să mă duc, poate mă contactează asta cineva. Asta cu nutriționist este exact, mi-aduc aminte, pe vremuri când ai apărut un 2 reviste de paparazzi îmbrăcat la fel. Exact. Și am venit la tine cu revista. La una era super bine și la una era super bine. Cu aceeași îmbrăcăminte. Exact, așa și nutriționiste. Unii zic mănâncă lapte, alții asta, zic nu. De exemplu, mi-am făcut analizele astea ADN, acum e mare tam-tam cu el. Analize? Mi-am făcut 300 de euro, am dat în Italia, să văd și eu ce alimente am voie și ce... Nu că am voie și nu. Ce îmi priește și ce nu. Și mi-a ieșit, de exemplu, laptele cu minus 100% cu roșu. Adică n-am voie lapte. Ori eu mănânc lapte zilnic, iaurt, brânză. Și îți dai seama, trebuie scos laptele. Eu deocamdată sunt octo-lacto sau ovo-lacto-vegetarian. Deci mănânc ouă-lapte
Și o să-mi fie greu să renunț la lapte vreodată, dar mi-a ieșit la analize și mă gândeam, băi, scot eu laptele, scot eu iaurtul, care el e sănătos în esență și chiar benefic, are chestiile alea bune. Nu știu, o să văd. Deci aici sunt... Și ce ți-a mai ieșit la setul ăsta de analize? Mi-a ieșit că cel mai mult și cel mai bine îmi priește cafeaua. Cafea? A rămas, da, eu până cu vreun an, doi nu beam cafea, dar am sesizat că mă ține treaz și numai de asta o beau, eu beau cafeaua așa ca pe apă, lumea râde de mine că eu nu stau la cafea să o savurez o oră. La mine cafeluța e pac și tot se uită că asta e cafea, deci la mine nici 10 secunde nu durează. O iau strict ca pe o pastilă ca, pe, ca să-mi treacă somnul și în 15 minute trece, că ea are energia asta. E, și mă revigorează. Baftă cu nouă tău stil de viață. Mulțumesc. Irina Login este o interpretă care este vegetariană, păi de foarte mulți ani. Cu cadavre de la ea am furat-o și trebuie să-i dau drepturi de autor. Ea a declarat, păi ce eu mănânc cadavre? Că ea Irina tot așa. Login. Da. Să știi că arată senzațional și se ține perfect pentru vârsta. Și să știi că are ei. Pielea întinsă la câți ani are și se vede că e energică, e vioaie, are privirea limpede. Și eu cred că e un mod de viață sănătos și într-adevăr, dacă spun specialiștii că trăim un pic mai mult, acum nu fac o psihoză, dar de ce să nu trăim 10-15 ani în plus? Așa că, Cătălin, nu e știu, noi avem cam aceeași vârstă, să vedem... Frumoasă. Să vedem care trăiește mai mult. Așa făcea maică-mea cu taică-mea, știi că erau aia cu oasele, mai ții minte? Care e mai lungă. E mai lungă. Da. Și rupea oasele în fața noastră și când câștiga taică-mea, știu că plângeam. Era mic, avea 10 ani. Dacă taică-mea câștiga, bă, ce am de bărău? Eu țineam cu maică-mea. Au murit amândoi, să fie sănătoși, Dumnezeu să ierte. Dar, na, asta le-a fost soarta. Când i-ai pierdut? Acum... Maică-mea în 2006, taică-mea când aveam 17 ani, eram micuț în liceu. El a avut cancer. El a apucat să vadă succesul tău? Taică-mea nu, eram în liceu, maică-mea a apucat. Mama ta, da. Tatăl meu nu. Tatăl tău. Dar vezi cum le-a fost scris? Cred că psihoza asta de a trăi sănătos, de a... O am și datorită faptului că ei au murit bolnavi. Prematuri, nu știu, că la 66-68 nu sunt chiar bătrâni, hai să fim serioși. Și au avut cancer amândoi. Și le-a fost scris, da. Și cred că și asta. S-ar putea să plece și de aici dorința mea de a fi mai sănătos, de deci a nu e nimic elimina. Pentru că, într-adevăr, vegetarienii elimină cancerul, diabetul, adică chiar bolnavilor de cancer li se recomandă să treacă spre un regim vegan. Am prietene care de 12 ani a avut cancer de sân și i-a zis doctor, dacă treci spre vegetarian vegan, s-ar putea să nu mai faci cancer, să recidiveze. Și iată că are 12 ani de când trăiește. Deci, dacă citești pe net, cancerul se hrănește cu carne. Sunt dacă foarte scoți multe, carnea, nu sunt mai foarte are multe ce. Teorii și cred că cel mai indicat e întotdeauna să consulți un să medic și un specialist, da, care să te ajute un nutriționist să iei cele mai bun bune să mă caute. Pe un Instagram. Pe Mihai Tăisari. Azi mi-a verificat contul de Instagram. Deci ăla cu virguliță. Ăla. Deci ăla, da? Cu văzut. Da, cu bif albastru. Ăla, da? Cu albastru. M-am și mirat dimineața că eu am făcut cererea de un an. Mihai Tăisari. S-a gândit Instagram. Este dacă te caută nutriționiștii, scoate pozele alea cu tine. Nu mai sunt pe Instagram. Nu mai? Și aici cred să s-o speria. Păi trebuie să vadă cum vreau să arăt. Fit, da? Deci nutriționist. La sală mai mergi? La sală m-am oprit că mi-am rupt mâna. În ianuarie am căzut pe gheață, dar mă reapuc. Și încă mă mai doare. Nu mi-am pus-o în gips. Mihai, să ai mult succes cu dieta. Mulțumesc ta. Tare. Ne vedem aici peste 3-4 luni, da? Când o să ne spui și beneficiile, pentru că normal, o să le observi. Trebuie să le trăiesc întâi. Îți mulțumesc mult. Căutați-l pe Instagram, Mihai Tăisariu. Mulțumim mult de tot, mulțumesc Mihai, și multă baftă. Mersi, și caută-l și pe Costi Ionită, pentru că asta el chiar a trecut la un super regim. Mulțumim mult. Mulțumim Mihai.